Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. În seara aceasta, dragii mei, avem o nouă experiență spirituală cu Domnul aici și unii cu alții. Ne închinăm prin cântare, prin rugăciune. Ne aplecăm inima înaintea Domnului, în fața cuvântului Său și după ce am ascultat lecția introductivă a studiului biblic din această lună, din cartea lui Amos, aș vrea să ne aducem aminte și de faptul că a doua parte a serviciului divin de joia conține pildele Domnului. În această seară am ajuns la lecția numărul 10, respectiv la pilda numărul 9, adică pilda oii rătăcite. Vreau să citesc cu această ocazie cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca și o să vă invit pe dumneavoastră din respect pentru Domnul să vă ridicați în picioare. Luca capitolul 15. Citim primele 7 versete. Luca 15, primele 7 versete. Citim din capitolul supranumit, capitolul lucrurilor pierdute. Primul lucru pierdut este oaia pierdută. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar El le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe cele 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri, și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă mulțumesc pentru înțelegere, vă rog să vă reocupați locurile. Pilda semănătorului, pilda neghinei, pilda grăuntelui de muștar, a aluatului, a comorii ascunse, pilda mărgăritarului, pilda năvodului, pilda seminței pe care noi le-am studiat până astăzi, fac parte din categoria celor 9 pilde ale împărăției, deoarece toate 9 încep cu expresia împărăția cerurilor se aseamănă cu, de aceea, am așezat aceste 9 pilde în categoria de pilde numită de mine, pildele împărăției. În seara aceasta începem o a doua categorie de pilde, intitulate de mine așa pentru ca să le împărțim pe buchete, pe categorii. Pildele pierderii, pentru că sunt câteva pilde în Biblie care vorbesc despre un lucru care s-a pierdut. În primul rând, aș vrea să observăm în Biblie motivația pildei. De ce Domnul a fost motivat să spună această pildă? De fiecare dată când Domnul spune o pildă, are o motivație foarte serioasă. Dumnezeu nu vorbește degeaba. Dumnezeu vorbește cu scop. Și atunci când El vorbește, uneori reacționează la ceva, alteori acționează pur și simplu la inițiativa sa. De data aceasta reacționează la ceva anume. Deci, care a fost motivația Domnului Iisus să spună această pildă? E foarte important să definim acest aspect, pentru că în acest fel vom surprinde adevăratul înțeles al pildei. Imaginați-vă că Domnul Iisus Hristos predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și era înconjurat de foarte mulți oameni. Oamenii aceștia făceau parte din multe categorii sociale. Erau săraci și bogați, sănătoși și bolnavi, oameni simpli din popor, dar și farisei și cărturari. Pilda oii rătăcite este rostită de Mântuitorul Iisus Hristos ca o explicație ce justifică comportamentul său în fața acuzației răutăcioase a fariseilor și cărturarilor care cârteau împotriva Domnului, spunând, omul acesta
primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Priviți versetul 2 din textul citit. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Nu vi se pare cutremurător faptul că oamenii își permit și împotriva lui Dumnezeu să cârtească, dar împotriva părinților, împotriva păstorului, împotriva dirijorilor, împotriva fraților unii altora? Dacă oamenii își permit să cârtească împotriva lui Dumnezeu, imaginați-vă cât de ușor cârtesc ei unii împotriva altora. Este blasfemiatoare atitudinea omului de a cârti împotriva Creatorului. Deoarece ei aveau o atitudine de superioritate față de oamenii obișnuiți la modul general și față de vame și păcătoși la modul special, ei sunt mânioși pe Mântuitorul Iisus Hristos, fiindcă îi tratează pe oameni în mod egal, oferindu-le atenție și șanse egale tuturor. Ei sunt nemulțumiți că Iisus nu respectă clasamentele pe care ei le-au făcut prin atitudinea lor, clasamente de superioritate și de inferioritate. Ei sunt invidioși pentru că se văd nedreptățiți de Mântuitorul prin faptul că îi pune pe toți ceilalți oameni numiți de ei cel mult obișnuiți, cel puțin inferiori. Ei, Domnul Iisus Hristos, prin atitudinea Lui, îi pune pe toți ceilalți oameni deopotrivă cu ei, făcându-i egali cu ei, după ce ei o viață întreagă s-au luptat ca să își dovedească supremația și superioritatea față de oamenii aceștia. Au spus ei, categoria cărturarilor și fariseilor este o categorie de oameni superioară tuturor celorlalți. Și chiar dacă nu au îndrăznit să spună asta verbal, prin modul lor de viață și prin felul în care se raportau la semenii lor, era evidentă superioritatea din inima lor față de ceilalți oameni. Domnul Iisus Hristos vine și îi tratează pe toți oamenii în mod egal. Pe ei îi enervează pur și simplu această atitudine cinstită a Domnului Iisus Hristos, care demască lipsa lor de superioritate. Pilda aceasta demonstrează că Dumnezeu îi privește pe oameni în mod egal, în timp ce oamenii fac foarte mari diferențe între ei. Dumnezeu, fiind creatorul tuturor oamenilor, îi privește cu dragoste și cu interes. De aceea îi vede pe toți la fel. O mamă își vede copiii la fel, chiar dacă între ei sunt diferiți. Oamenii însă îi privesc pe semenii lor în funcție de anumite interese, folosind anumite criterii subiective de evaluare. De pildă, dacă este bogat sau sărac. Fiți cinstiți, în societatea noastră nu face diferență dacă ești bogat sau sărac? În biserică face diferență dacă ești bogat sau sărac? În opinia publică face diferență dacă ești bogat sau sărac? Dacă te duci în România în vizită, face diferență dacă ești bogat sau sărac? Teoretic nu. Practic, experiența noastră este suficientă. Dacă ești nou venit într-o comunitate sau ești vechi, se raportează oamenii din biserică diferit la tine dacă ai venit doar de anul trecut membru sau dacă ești aici de 20 de ani? Face diferență dacă ești în America din 80 sau 90 sau ai venit în 2007 sau 8? Din punct de vedere al rudeniilor sau străin fiind, toate lucrurile acestea pentru oameni sunt foarte importante. Din punct de vedere al mântuirii sufletului și al calității de muritor, nu ar trebui să existe diferențe între oameni, fiindcă crucea pe care a murit Iisus Hristos este marele egalizator. Creatorul plătind un preț egal pentru fiecare muritor, indiferent de faptul că este sărac sau bogat, bolnav sau sănătos, nou sau vechi și așa mai departe. Din punct de vedere al slujirii însă, este normal să existe diferențe, dar
Spuneam că din punct de vedere al mântuirii nu. De ce? Pentru că Dumnezeu îi privește pe oameni la fel, oferindu-le în mod egal dreptul la mântuirea sa, doar în viața de pe pământ, deoarece în veșnicie și Dumnezeu va face deosebire între oameni, spunând, veniți binecuvântații tatălui meu unora și plecați de la mine, blestemaților, altora. Iată dar că numai în viața de pe pământ Domnul îi tratează pe oameni la fel din punct de vedere al mântuirii. Însă, la judecată și după judecată restul eternității, Domnul va face diferență între oameni. Din punct de vedere al slujirii, repet, este normal să existe diferențe, pentru că aceste diferențe sunt inițiate de Dumnezeu. El spune în carte, în foarte multe locuri, că se raportează la oameni în funcție de chemarea care le-a făcut-o. De pildă, Pavel spune în Efeseni, capitolul 4, versetul 11, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători și la fiecare dintre aceștia Dumnezeu se raportează în funcție de chemarea care le-a făcut-o, în funcție de darul pe care l-a dat și în funcție de măsura de putere pe care a investit-o în ei. Dumnezeu nu cere de la om ce nu-i oferă. Dumnezeu niciodată nu o să mă întrebe pe mine de ce nu am cântat solo în adunare, fiindcă El știe mai bine decât mine că e mai bine să nu cânt solo în adunare decât să cânt. Adunarea va fi mai zidită prin tăcerea mea în ceea ce privește cântarea solo decât prin slujirea mea. Însă, Dumnezeu în bunătatea sa mi-a dat și mie cel puțin un dar. Ei, aici este vai de mine dacă nu-l pun în negoț. Dumnezeu nu se așteaptă de la mine să pun în negoț ce nu mi-a dat. Dimpotrivă, dacă aș face lucrul ăsta, l-aș face din fire, l-aș face cu dorințe necinstite și aș provoca mult rău în adunare. Diferența din punct de vedere al slujirii nu trebuie să creeze raporturi de superioritate însă sau inferioritate, ci doar raporturi de slujire. Nu înseamnă că primul dirijor este superior dirijorului asistent. Nu înseamnă că păstorul senior este superior păstorului asistent sau că pastorii sunt superior prezbiterilor. Aceste slujiri la care ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare în parte nu creează superioritate și inferioritate, ci creează oportunități de slujire. Punând în trupul lui Iisus Hristos pe fiecare dintre noi undeva anume. Unul este folosit să meargă, unul este folosit să audă, unul să vorbească, dar aceste lucruri nu presupun superioritate sau inferioritate. Noi trebuie să respectăm frații chemați în slujbă, că Dumnezeu i-a chemat, Dumnezeu le-a dat ungerea, dar asta nu înseamnă că ei ne sunt nouă superiori, ei sunt mai mari noștri în Domnul, e adevărat. Părinții nu ne sunt superiori, ei ne sunt părinți, noi trebuie să-i ascultăm, când ne facem mari și ne facem propria familie trebuie să-i cinstim, dar asta nu înseamnă că ei sunt superiorii noștri. Biblia spune în cartea Evreilor, Epistola către Evrei, că Dumnezeu a rânduit în adunare anumite persoane chemate să slujească și pe oamenii aceștia Dumnezeu îi face responsabil de sufletul fraților din adunare. Credeți dumneavoastră că există o responsabilitate mai mare decât asta? Dar asta nu creează superioritate. Dimpotrivă, Hristos spune următorul lucru. Cine vrea să fie mai mare, trebuie să-și câștige dreptul de a fi mai mare, făcându-se mai mic. Dreptul acesta se câștigă. El este și o poziție în care o anumită persoană este numită, dar este și o autoritate pe care și-o câștigă prin faptul că se face slujitorul tuturor, servindu-i pe toți cât de mult poate și cât de bine poate. Slujirea în biserică nu creează superioritate. Autoritatea în slujire nu trebuie confundată cu șefia. Ea nu trebuie confundată cu șefia nici de aici încolo, nici de acolo încoace.
Din punct de vedere religios, contemporanii Domnului Iisus Hristos erau împărțiți în două categorii, cărturari și farisei și vame și păcătoși. Din nefericire, aceste diferențe nu arătau ce trebuie să facă un om, lucru care este normal, ci doar cum trebuie tratat un om, lucru care este greșit. De ce e greșit? Toți oamenii trebuie tratați ca oameni. Slujirea pe care o ai nu te face superior sau inferior, noi toți suntem frați, mai mare este unul singur, Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că noi nu avem mai mari între noi, dar acești mai mari ai noștri nu ne sunt superiori. Sunt doar frații care poartă poverile sufletului nostru, dintr-un anumit punct de vedere, pentru care noi trebuie să ne rugăm, de care trebuie să ascultăm, pe care trebuie să-i urmăm și pe care trebuie să-i sprijinim. Dar asta nu creează inferioritate față de ei. Lucrul acesta este destul de greu de înțeles, pentru că oamenii se împart în două categorii. Unii îi tratează ca pe superiorii lor și idolatria este păcat, alții îi calcă în picioare din fire și din nou idolatria este păcat. Nimeni nu se așteaptă, spre exemplu, de la un vameș să predice în sinagogă în locul unui cărturar și nici un cărturar să strângă taxele în locul unui vameș, însă dincolo de calitatea lor profesională, unul învață din Tora în sinagogă, altul strânge taxele mergând din casă în casă pentru Imperiul Roman. Amândoi sunt oameni și ca și oameni trebuie tratați egal. Domnul Iisus Hristos și apostolii, prin învățătura biblică, mereu și mereu încearcă să demonteze vedetismul atunci când spune: nu este așa că intrând în adunarea voastră un om cu un inel sclipitor, sunteți tentați să-i dați mai multă cinste punându-l pe prima bancă decât unui sărac îmbrăcat, sărăcăcios, pe care căruia ai găsiți un loc undeva unde nu mai există scaun, nu sunteți tentați să faceți asta? Ei bine, nu-i cinstit dacă faceți asta, spune Domnul. Că nu ghiulul unui om, nu pietrele de la verghetă trebuie să hotărască unde stă el în adunare. Dar în același timp Domnul spune: ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Ce înseamnă supunere? Înseamnă să urmezi în domeniul spiritual oamenii chemați să fie lideri în domeniul spiritual. A respecta slujba unui om nu înseamnă a te inferioriza lui. A accepta autoritatea spirituală pe care Dumnezeu din ceruri a dat-o anumitor bărbați nu înseamnă a le conferi superioritatea asupra ta. Pentru a ilustra valoarea egală a sufletului omenesc, indiferent de condiția lui socială, Mântuitorul spune pilda oii pierdute. Am observat care este motivația pildei. Motivația pildei este invidia cărturarilor și fariseilor că Domnul acordă atenție și celor pe care ei îi vedeau inferiori. Aș putea să vă dau multe exemple pastorale care sunt de-a dreptul penibile, ale oamenilor care, datorită criteriilor de evaluare pe care le menționam mai devreme, se văd îndreptățiți în adunare să fie tratați ca excepții. Însă aceste exemple nu zidesc. Vreau numai să vă spun că nu doar au fost, ele și sunt. Nu doar au fost pe vremea Domnului Iisus, când cărturarii și fariseii s-au crezut o clasă de oameni superioară, arienii primitivi. Și astăzi sunt oameni care, datorită faptului că-s mai vechi decât alții, mai bogați decât alții, au o personalitate mai puternică decât alții, au venit mai înainte în America decât alții, au contribuit mai mult decât alții la construcția unui edificiu religios și pot da o grămadă de exemple de genul acesta, ei se văd superiori altora și spun: eu trebuie să fiu tratat special în adunare pentru că am făcut asta. Asta înseamnă că el a făcut lucrul acela cu interesul acesta. El nu l-a făcut pentru onoarea lui Dumnezeu. El l-a făcut ca să primească cinste în mijlocul fraților. Uitați pentru ce lucrează unii în adunare. Cât este de trist că oamenii încearcă cu astfel de metode să primească întâietate, pe care niciodată nu o vor primi,
pentru că nimeni nu-i dispus să respecte un astfel de om. Care sunt elementele pildei? Elementele pildei sunt puține și ușor de înțeles. Un păstor, un cioban care are 100 de oi și le paște pe islaz. Păstorul îl simbolizează pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus. Oile îi simbolizează pe oameni. Islazul este câmpia cu iarbă pe care pasc oile și simbolizează împărăția lui Dumnezeu. Care este explicația pildei? Rătăcirea oii pierdute de care vorbește Domnul Iisus Hristos demonstrează tendința omului să se rătăcească de la neprihănirea lui Dumnezeu din fragedă copilărie. Ca și oaia rătăcită, omul păcătos nu are nicio soluție să se restaureze spiritual înaintea lui Dumnezeu singur. Oaia aceasta a fost pierdută și nu s-ar mai fi întors dacă nu mergea cineva după ea, stăpânul ei, ciobanul ei, păstorul ei, să o recupereze de unde a ajuns. Probabil într-o pădure, probabil într-o groapă, într-o prăpastie, cine știe unde, dar s-a rătăcit, s-a pierdut. Omul nu ar avea absolut nicio șansă să fie mântuit fără jertfa înlocuitoare a Domnului Iisus Hristos. Imaginați-vă pe Zacheu, degeaba s-ar fi urcat în pom, dacă nu s-ar fi oprit Domnul sub pomul în care s-a urcat. Imaginați-vă pe Nicodim, degeaba ar fi venit noaptea la Iisus, dacă Iisus ar fi dormit ca toți ceilalți oameni, fără să-i vorbească despre nașterea din nou. Imaginați-vă pe Maria Magdalena, degeaba ar fi venit ea să se pocăiască înaintea Domnului, dacă Domnul ar fi gândit ca și fariseul și ar fi spus cu o astfel de femeie ca tine, care ai o reputație rea, eu nu stau de vorbă. Degeaba s-ar fi pocăit tâlharul de pe cruce în ultimile lui momente de viață, dacă Mântuitorul Iisus Hristos nu și-ar fi făcut timp în cele mai complicate clipe ale existenței sale umane să se întoarcă, să-l trateze ca și cum avea tot timpul la dispoziție și era în cel mai confortabil moment al vieții, spunându-i, fii liniștit, mă ocup de sufletul tău. Ai făcut cel mai bun lucru, chiar dacă l-ai făcut în ultima clipă. Degeaba samariteanca ar fi venit la fântână și s-ar fi făcut vulnerabilă în fața unui străin, vorbindu-i despre cele 5 eșecuri ale intenției ei de a se căsători, de a avea o familie, dacă cel care s-a întâlnit cu ea n-ar fi fost Mântuitorul Iisus Hristos. Oricare alt bărbat de pe teră ar fi fost, femeia samariteancă s-ar fi făcut vulnerabilă degeaba, pentru că n-ar mai fi putut la sfârșit, după ce și-a adus o grămadă de oameni din orașul ei la Mântuitorul, să spună ce a spus. Am vrut să spun cu toate aceste lucruri, scumpii mei, că pilda oii pierdute vorbește despre interesul pe care Dumnezeu îl are față de oamenii nemântuiți, la un nivel la care oamenii nu-l pot avea, dar nivel spre care oamenii născuți din nou trebuie să tindă prin responsabilitate și prin râvnă, prin veghere, că altfel ne copleșește somnul comodității, ne copleșește somnul vieții de adunare, unde venim joia și duminica și avem impresia că am făcut tot ce trebuie să facem, uitând că dincolo de zidurile clădirii în care noi ne strângem și ne simțim bine că avem aceeași credință, știm cântările aproape pe din afară, cu toții acceptăm frații care predică că noi am ales prin vot secret, acceptăm dirijorii, acceptăm ceilalți slujbași și ne simțim bine aici, pentru că suntem în armonia Duhului. Dar dincolo de această armonie a Duhului, limitată de pereții aceștia ai clădirii, sunt milioane de oameni care merg pe un drum fără întoarcere. Și pentru că Dumnezeu și pe ei i-a creat ca și pe noi. Pentru că mama aceasta i-a făcut și pe ei ca și pe noi, cu inima ei de mamă, și pentru ei are iubire ca și pentru noi.
Așa gândește Dumnezeu și așa ar trebui să gândească oamenii născuți din nou. Ascultați cuvântul Domnului din Ezechiel, capitolul 34, versetul 12. Îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile unde au fost risipite, în ziua de nori și în ziua de negură. În ziua de nori și în ziua de negură. Eu, Domnul, am să mă duc după ele. Unii oameni trăiesc în păcat necunoscând mesajul mântuirii al pocăinței. Spunea Pavel, înainte eram un hulitor, înainte să cunosc mesajul pocăinței, eram un hulitor, eram un prigonitor și eram un batjocoritor, dar am căpătat îndurare de la Dumnezeu, fiindcă atunci lucram din neștiință în necredință. Observați, neștiința produce necredința. Neștiința produce necredința. Însă și reversul medaliei, știința produce credința. Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin auzirea cuvântului, vine credința. În ce fel ne așteptăm noi ca lumea asta să vină la credință, dacă nu le ducem informația științei Bibliei? Și dacă nu le-o ducem noi, cine le-o duce? Că toți gândesc ca noi. Imaginați-vă cât de responsabili suntem înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea lor, deoarece după cum noi nu ne-am mântuit înainte să auzim Evanghelia care naște credința, nici ei nu se pot mântui înainte să audă Evanghelia care naște credința. Auzirea cuvântului duce la credință. Neștiința de cuvântul lui Dumnezeu duce la necredință. Biserica este instrumentul din mâna lui Dumnezeu care vorbește despre voia lui Dumnezeu. Noi am încercat de-a lungul anilor câteva proiecte prin care ne-am manifestat responsabilitatea atât cât am putut noi la nivelul nostru modest. Printre alte proiecte, anul acesta avem proiectul Păstorul cel Bun. Imaginați-vă un om din România, și nu numai, un om din România care e invitat de vecinul lui pocăit să meargă la adunare și nu vrea să meargă. Și vecinul pocăit l-a invitat de 20 de ori până acum, de-a lungul celor 10 ani, și n-a vrut niciodată să meargă. E foarte împietrit în inima lui și el preferă să stea acasă și să treacă de pe un canal al televizorului pe celălalt, de la știri la sport, de la sport la politică și de la politică la filme. Și tot făcând lucrul acesta într-o zi, ajunge pe canalul OTV, unde cineva vorbește despre Iisus. Acum el este singur. Nu este rușine să asculte, fiindcă e singur în casa lui. Știe că nu-l vede nimeni ca să râdă de el că se duce la pocăiți. Nu se face niciun fel vulnerabil, că e singur, e în casa lui. Și din curiozitate ascultă, curiozitatea aceasta n-a fost suficient de mare ca să meargă la adunare. Dar acum, nefăcându-se vulnerabil, pentru că nimeni nu-l știe la ce se uită singur în casa lui, se uită. Și este suficient să audă 10-15 minute mesajul Evangheliei ca să-și dea seama că el este un om dat în urmărire generală de mânia lui Dumnezeu pe care el o provoacă prin păcatele permanente în care trăiește. Și omul acesta care a fugit de 10 ani de Domnul, refuzându-l pe vecinul său pocăit de 20 de ori, acum în cel mai sigur loc unde se ascundea de pocăință, a fost ajuns din urmă de mesajul pocăinței. Și așa rău și ateu cum este, așa fumător și bețiv, așa om care a schimbat nu știu câte soții, este prins în propria casă. În cel mai loc sigur pentru el, este prins de mesajul Evangheliei. Și la sfârșit, cade ca un trăsnet peste el întrebarea: vrei să te pocăiești? Vrei să ne rugăm amândoi? Frați dragi, este o mare onoare pentru noi și o oportunitate în egală măsură să putem vorbi la astfel de oameni care se închid în casele lor fugând de Dumnezeu. Scopul acestui program nu este ca să prezentăm poze din biserică. Scopul acestui program este ca să prezentăm poze cu Dumnezeu, adică predicând Evanghelia sa. Și niciun preț nu este așa de mare ca oamenii să se mântuiască după cum. Niciun preț n-a fost așa de mare ca Domnul să vină în lumea noastră pentru mântuirea oamenilor.
Aceasta este o gândire duhovnicească. Și spre un astfel de mod de gândire suntem tentați să aderăm și să-L susținem, pentru că Tatăl nostru lucrează și noi de asemenea lucrăm. Dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, atunci trebuie să lucrăm împreună cu El. Misiunea bisericii este să manifeste interesele Mântuitorului Iisus Hristos, ale lui Dumnezeu Tatăl, ale Duhului Sfânt, pentru sufletele pierdute în păcat. Spunea Domnul, duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură și faceți ucenici din toate neamurile. Cine crede și se botează e mântuit, cine nu crede e osândit. În ce fel ne împlinim noi mandatul acesta? Cum îndrăznim noi la sfârșitul adunării să ne ridicăm mâinile și să spunem, Tată din ceruri, ascultă-ne rugăciunea, timp în care noi știm că El ne-a trimis să facem un lucru și nu ne-am dus? Îți trebuie doar puțină conștiință ca să fie suficientă să te frământe și să spui, Doamne, iartă-mă că puteam să fac mai mult și n-am făcut. Din comoditate m-am lăsat înduplecat de bârfele unora, sigur, ale cui? Citeam la începutul textului, ale cui? M-am lăsat descurajat, am avut alte priorități materialiste și am uitat să mă implic în chemarea pe care mi-ai făcut-o, Doamne. Frați dragi, acesta este înțelesul pildei oii pierdute. Oaia aceea pierdută este importantă. Însă, cuvântul Domnului spune în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 16, fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruiește în aceste lucruri, adică insistă în ele, perseverează, căci dacă vei face așa, te vei mântui și pe tine însuți și vei mântui și pe cei ce te ascultă. Vedeți? Aici Domnul leagă propria mântuire de interesul de a-i mântui pe alții. Orice om care-i mântuit va vrea să-i mântuiască și pe alții. Orice om care nu-i mântuit nici nu-i trece prin cap să-i mântuiască pe alții. Că dacă ar fi necesară mântuirea, mai întâi s-ar mântui pe el. Dar dacă el nu s-a mântuit că nu-i necesar, cum credeți că va avea pe inimă să-i mântuiască pe alții? Să știți că concluzia prin cauză-efect este lesne de înțeles de aici. În al doilea rând, nu doar trebuie să predicăm Evanghelia oamenilor care trăiesc în neștiință și datorită neștiinței în necredință. Și noi trebuie să predicăm Evanghelia și celor care au fost cândva credincioși, dar au căzut în păcat, n-au putut să se ridice, au rămas în păcat, au trăit în păcat și trăiesc în păcat și l-au părăsit pe Domnul. Uitați ce spune Pavel. Fraților, Dima e numele unui fost credincios. Dima, din dragoste pentru lumea aceasta, m-a părăsit și a plecat în Tesalonic. Dima a fost un credincios. Biblia ne spune în câteva situații că a umblat cu Pavel alături de alți ucenici. Dar a venit o vreme când, din motive pe care noi nu le cunoaștem, Dima l-a părăsit pe Dumnezeu și a părăsit propriile convingeri pe care le-a urmat până atunci și a căzut de la credință plecând din prezența lui Pavel. Interesele lui erau altele. Ei bine, noi nu trebuie să predicăm Evanghelia doar oamenilor care sunt în lume și care n-au auzit niciodată mesajul științei Bibliei și al credinței implicit, ci trebuie să predicăm și oamenilor care au fost cândva copiii Domnului și au căzut de la credință din motive pe care noi le cunoaștem sau nu le cunoaștem. Însă oricât de mult suntem tentați să-i disprețuim datorită păcatelor în care au căzut, Hristos spune o pildă care are următoarea semnificație. Câți suntem în această seară în adunare? Puneți un număr. Spuneți că Domnul Iisus Hristos îi lasă pe toți aici, că sunt într-un loc sigur, și se duce într-un loc foarte rău famat, acolo unde este astăzi un fost credincios, de acum 2-3 ani de la Betania sau de la altă biserică locală. Și încearcă să-l recupereze, aducându-l înapoi unde a fost odată. Ambele înțelesuri sunt suportate de învățătura pildei. Și a celor care sunt în lume de când s-au născut, și a celor care au fost cândva în biserică, dar împrejurările vieții, nevegherea, păcatul i-a retrimis în lumea din care au fost restaurați odată de Domnul.
Ca și într-o turmă de oi, în biserica lui Dumnezeu sunt oi, sunt oițe și mielușei și responsabilitatea păstorilor sufletești este să vegheze asupra lor. Spunea cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 20, versetul 28, luați seama, dar la voi înșivă, dar, nu numai la voi înșivă, și la turma peste care Duhul Sfânt v-a pus episcopi, supravegheatori, oameni care se uită, care supraveghează. Duhul Sfânt v-a pus să faceți această acțiune spirituală. Luați seama ca să păstoriți această turmă, care este a Domnului, nu a voastră, este a Domnului. El a câștigat-o cu sângele său, nu voi ați câștigat-o. Dar voi sunteți puși pentru o vreme ca să supravegheați, ca să îngrijiți, ca să ocrotiți, ca să protejați, ca să hrăniți turma care este a mea. Voi apăreți pe statul de plată ca și supraveghetori pentru o vreme și la un moment dat Domnul spune, acum vreau să te schimb cu altul, pentru că El este patronul, El este stăpânul turmei. Stăpânii turmei nu sunt oamenii aceștia. Asta nu înseamnă că ei nu au autoritate, dar au autoritatea lor nu-i de stăpân, autoritatea lor este de slugă. Însă slugă nu e față de oi, slugă este față de Dumnezeu, de stăpân. Față de oi e supravegheator. Înțelegeți raportul? Ciobanul dă socoteală stăpânului, nu dă socoteală oilor. Asta nu înseamnă că în plan practic lucrul acesta trebuie pus în maniera aceasta, ci la nivel de exemplu trebuie pus așa ca să desprindem o anumită nuanță a învățăturii pastorale. Există în Iuda două versete, cel puțin, dacă nu trei, vorba lui Emanuel citind din Amos, versetele 22 și 23, unde Domnul îl inspiră pe acest bărbat să spună următoarele cuvinte. Am să citesc dintr-o altă traducere acum. Încercați să-i ajutați pe cei ce vă contrazic în discuții. Aveți milă de cei ce se îndoiesc. Salvați pe unii, smulgându-i ca din flăcările iadului însuși. Cât privește pe alții, ajutați-i să afle pe Domnul printr-o purtare omenoasă față de ei, adică a voastră față de ei. Dar aveți grijă în această intenție să-i recuperați, să nu cumva să cădeți și voi în păcatele în care ei trăiesc și din care vreți să-i scoateți. Urâți până și cămașa mânjită de păcat cu care sunt îmbrăcați, dar față de ei fiți îndurători ca față de niște păcătoși. Aceasta este învățătura pildei oii pierdute. Vă dau un exemplu în încheiere. În Faptele Apostolilor, capitolul 15, Biblia ne vorbește despre un conflict verbal care a apărut între doi apostoli, între Pavel și Barnaba. Ei au avut intenția să viziteze bisericile în care au mai fost împreună, dar Scriptura ne spune că Barnaba voia să ia cu el și pe un tânăr numit Ioan, numit Marcu. Pavel însă nu mai vrea să-l ia cu el, pentru că îi părăsise în ultima misiune în care l-au luat cu ei, în Pamfilia, trădându-i și dovedindu-se necopt la minte și imatur pentru o slujire. Și Pavel a spus, eu un astfel de om nu-l mai iau cu mine, eu am nevoie de oameni serioși, nu iau cu mine toți puștanii, toți tinerii care au în cap numai fotbal, au în cap numai filme, numai aut, eu cu astfel de oameni nu merg în misiune. Barnaba însă, pentru că a avut darul de a crește ucenici, spune, Pavele, te rog, haide să-l luăm. Și Pavel nu vrea. Până la urmă, Biblia ne spune că s-au despărțit. Atât de mare a fost conflictul verbal între ei, încât Pavel s-a dus fără ei luând pe altcineva, iar Barnaba l-a luat pe băiatul ăsta cu el. Barnaba era de acord cu Pavel, că Ioan Marcu așa s-a comportat. Era o realitate a experienței misionare trecute. Nici Barnaba nu spunea, nu, Pavel, nu e adevărat, tu minți, așa este. Barnaba însă spunea următorul lucru, hai să-i mai dăm o șansă că e tânăr. Pavel n-a vrut să-i mai dea o șansă și a plecat. Barnaba i-a dat și l-a luat cu el. Trec anii și Pavel ajunge în închisoare. E bătrân,
îi este frig, nu are cărțile cu el, și îi scrie lui Timotei să-i aducă mantaua, cărțile din piele și, citez, 2 Timotei 4,11, numai Luca este cu mine. Când vii, ia și pe Marcu și adu-l cu tine, fiindcă mi-este de folos în slujbă. Care Marcu? Marcu, pe care el a spus, nu-l mai lua cu noi. Dacă Barnaba nu l-ar fi luat pe Marcu să se ocupe de el cu o inimă de tată, unde ar fi fost Marcu astăzi, în ziua în care Pavel din închisoare are nevoie de un ajutor? Aceasta este învățătura pildei oii pierdute. Este ușor să ne transformăm în adunare într-un criticism atât de puternic încât oamenii să nu-l poată suporta. Este ușor să arătăm pe alții cu degetul, timp în care noi suntem mai răi în adevăr, dar de fapt ne ascundem în aparență. Aceasta este înțelesul pildei oii pierdute. Și în această seară, Domnul ne vorbește despre pilda aceasta în situația în care vreunul dintre noi are anumite slăbiciuni mai multe sau mai puține, mai mari sau mai mici, în privința aceasta, să aibă pocăința și să se pocăiască. Că e mai de folos să intri fără o mână în împărăția lui Dumnezeu decât să le ai pe amândouă și să arzi. E mai de folos să te smerești și să fii iertat de Domnul datorită pocăinței, mărturisirii și părăsirii păcatului, decât al ascunderii păcatului și al pozării în adunare ca cel mai mare dintre mari, timp în care atunci când va veni sfârșitul, să se spună, nu te cunosc, du-te de la mine. În această seară, scumpii mei, vă chem la un moment de rugăciune și fiecare dintre dumneavoastră vă știți viața. Haideți să ne rugăm și să luăm ce ni se potrivește din cuvântul pe care Domnul cu dragoste ne l-a transmis. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.